Bună din nou! E ultima parte a webinarului nostru și în această ultimă parte aș vrea să vă povestesc despre niște situații ceva mai deosebite care apar în munca noastră de fact-checking. Mă voi referi la două tipuri majore de evenimente, respectiv la alegeri și ce se poate face cu fact-checking-ul în timpul alegerilor, dar și la momentele de criză. De asemenea, aș vrea să vă prezint un material, un proiect special făcut în cadrul Factual, care are cumva legătură cu fact-checking-ul, însă nu este fact-checking așa cum vi l-am prezentat, cel de zi cu zi. Primul dintre proiectele despre care vreau să vă povestesc vine din 2014. La acel moment, noi abia ne lansasem. În noiembrie-decembrie au avut loc alegerile prezidențiale, în care s-au confruntat pentru turul 2 domnii Victor Ponta și Klaus Iohannis. La acea vreme, live fact-checking-ul pe dezbaterile prezidențiale nu era foarte răspândit la nivel global, ce să mai spunem de România, unde nu exista. Ne-am parteneriat cu Gândul, astfel încât să încercăm să facem o verificare a dezbaterilor dintre cei doi candidați într-un timp cât mai rapid. Practic, ce am făcut noi atunci este că am adunat o serie de experți care ne-au ajutat să verificăm cu o viteză de aproape 5-10 minute de la momentul în care o declarație era făcută, ceea ce spuneau cei doi candidați. Rezultatul a fost foarte bun. Pentru a putea face acest lucru am apelat la o strategie în trei pași. Respectiv, într-o primă etapă am verificat programele electorale ale candidaților, astfel încât să fim cât mai familiarizați în legătură cu ceea ce vor spune aceștia, pentru că de foarte puține ori apăreau subiecte noi pe lângă ceea ce era deja în programul electoral. Al doilea lucru pe care l-am făcut este că am verificat o sumedenie de alte declarații făcute de aceștia, la fel pentru a completa cumva prin monitorizare lista subiectelor despre care ei vorbeau în mod recurent. Al treilea lucru, ne-am făcut un document în care se regăseau informații foarte detaliate în legătură cu aceste subiecte frecvent apărute în dezbaterile electorale. Respectiv, spre exemplu, care a fost rata inflației pe parcursul ultimelor ani sau care a fost creșterea economică, astfel încât acele informații, acele statistici, alături de sursa lor, să fie disponibile imediat pentru o verificare cât mai rapidă. Rezultatul a fost excelent. Excelent, pentru că am reușit să ajungem în acea perioadă, în decurs de 3 zile, la peste 1 milion de oameni, oameni care ne-au citit, în principal pe platforma celor de la Gândul, a fost principalul loc de publicare, și am reușit de asemenea să facem atunci o treabă destul de bună în a acoperi informații false, dar și informații adevărate, precum și informații care vin din partea ambilor candidați. Acest tip de verificare a devenit un model pentru noi. După cum puteți observa în această formulă, în mod evident nu am avut timp să scriem întreg articolul, așa cum o facem de obicei, ci pur și simplu să preluăm declarația și să facem o scurtă verificare. În privința verificării live a declarațiilor, am mai încercat de-a lungul timpului, din 2014 până acum, să repetăm același tip de metodologie pentru alegerile locale. Am avut un proiect pilot pe București, în care am monitorizat dezbaterea între candidații la primăria municipiului București, dar și la parlamentare. Însă, în niciunul dintre aceste cazuri, lucrurile nu au stat atât de spectaculos precum în cazul alegerilor prezidențiale, care suscită un mult, mult mai mare interes și, mai mult decât atât, pune față în față doar două personaje, ceea ce pentru public este important și interesant. Un alt exemplu pe care vreau să vi-l dau este legat de un proiect special pe care l-am construit ca urmare a schimbării guvernului în ianuarie 2017, se numește Guvernometru. Acesta este un proiect care a preluat practic promisiunile din programul electoral și programul guvernamental, prin care am încercat să monitorizăm realizările pentru promisiunile făcute. Acestea sunt destul de complexe, am încercat la fiecare să arătăm cum anume
am considerat sau de ce am considerat-o adevărată sau realizată sau nu. Însă, în același timp, este și o manieră destul de interesantă de a încerca să dai o măsură cantitativă realizărilor sau performanței unui guvern. Pentru că, de fapt, nu ne-am uitat la cât de bune sau de rele sunt aceste promisiuni, ci strict la îndeplinirea lor. Acesta este în continuare un instrument perfectibil, îl actualizăm cam o dată pe an cu realizările din anul respectiv. Nu vrem încă să renunțăm la el, dar este o muncă enormă și într-o oarecare măsură lipsită de acea imagine completă pe care o dă în general o analiză de tip fact-checking clasică de pe platforma noastră, pentru că v-am zis, nu cuprinde toate aceste dimensiuni și detalii și nuanțe care sunt importante. Ultimul exemplu pe care vreau să vi-l dau are legătură cu un moment foarte tensionat din perioada recentă a României. Probabil ați văzut, în 2017, ianuarie-februarie, am avut niște proteste uriașe în România, proteste generate de faptul că guvernul a trecut o infamă ordonanță de urgență, ordonanța 13, prin care practic se aduceau modificări la codul penal și la codul de procedură penală. În acel moment, protestele uriașe au fost un factor catalizator. Toată lumea vorbea doar despre aceste chestiuni și ne-am dat seama că sunt lucruri pe care am vrea să le lămurim din perspectivă juridică, din perspectivă de implicații constituționale, care s-ar preta la ceea ce face factual din perspectivă de a livra informație verificată, însă nu avem neapărat un format care să permită genul acesta de publicație mai extinsă. Ce am făcut atunci este că am dat drumul la blogul Factual. Este un blog care nu e atât de prietenos precum platforma în sine. Este mai degrabă plin de substanță, plin de informații. Și am luat pur și simplu ordonanța 13 și ceea ce circula în spațiu public în legătură cu aceasta și am început să facem analize. Analizele acestea, după cum le puteți observa, sunt mai degrabă de natură juridică, însă aveau ca scop tocmai clarificarea unor zvonuri care se tot lansaseră în spațiul public. Dacă sunteți curioși, pe Factual o să mai găsiți și alte proiecte speciale. Am făcut acest lucru în multe ocazii. De 8 martie verificăm, de exemplu, doar femei politician sau în perioada alegerilor europarlamentare am verificat mai mult candidații la europarlamentare strict pe paginile lor de Facebook. Acestea fiind spuse, vă urez succes! Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie la facts@factual.ro și de asemenea voi încerca în măsura în care este posibil să răspund la tot ce apare ca nelămurire din partea voastră.